dort Arash bin. Und ich bin sicher, dass den Dia-Vortrag von Herrn Christian Nekovic Ihnen auch viel Fröhlichkeit bringen könnte. Stimate doamne și domnule, mă bucur că sunteți atât, într-un număr atât de mare astăzi aici și sunt convinsă că conferința cu diapozitive a domnului Cristian Simcovici vă va putea aduce ceva foarte plăcut în această seară. Simcovici de Holte, über die Zünfte der Südsachsen sprechen und er selbst seit 2 Jahren lebt in Bethel, das ist eine Ortschaft in Südsachsen und hat im ganzen Süden sehr viel gewandert, seit vielen, vielen Jahren und hat also die besten Frau des Kindern alles der Ausbildung de domnul Cristian Simcovici, care de vreo 2 ani trăiește în comuna, în orășelul... În comună, lasă orășelul. Vieța. Să mai așa. Din Transilvania. Și care a trăit foarte mult în toată Transilvania. Are toate condițiile de a vă prezenta foarte exact și detaliat aceste brece ale tașilor din Transilvania. Și eu îi mulțumesc foarte mult că le prezintă și vreau să vă spun că o să facem un program pe o perioadă mai îndelungată cu celelalte conferințe o să ne mai prezinte în acest an și programul îl veți avea probabil data viitoare. Ich möchte herzlich Herrn Tekovic danken, dass er heute über diese Zünfte sprechen wird. Und ich will Ihnen auch mitteilen, dass das nächste Mal, als Herr Tekovic einen Vortrag halten wird, werden Sie auch ein Programm mit allen anderen Dia-Vorträgen, die er in diesem Jahr in Niederfrauen haben wird. Bună seara, vă mulțumesc că ați îndrăznit din nou să veniți la Casa Schiller pentru a lua parte la plăcerea mea de a vă arăta ceea ce am văzut și eu și mi s-a părut interesant și demn de reținut. Și mai târziu, când s-au adunat mai multe, m-am gândit că poate ar fi interesant și pentru alții să vadă și să audă despre aceste lucruri care pe mine mă impresionau. Am citit undeva despre fotografi, scris de un mare fotograf american, că dacă ție îți place un model, un subiect și ești de bună credință, nu există să nu mai fie câțiva în jurul tău care să se replacă și la ceea ce vestește. La cei care nu le place și sunt ce este chestia. Ich danke Ihnen, dass Sie noch einmal den Mut hatten, zu diesem Vortrag zu kommen. Ich habe diese Vorträge basieren sich auf eine ziemlich lange Erfahrung, wo ich viel gesehen und viel gehört habe. Und was mich beeindruckt hat, habe ich fotografiert. Und später, als ich viel mehr gesammelt hatte, habe ich gedacht, es wird auch wahrscheinlich auch anderen interessieren, was ich einmal als schön und interessant gefunden habe. Apropos de Bresle. Breslele sunt o organizare foarte interesantă care a apărut prin secolul XIII în Europa.
Deci la 1252 a fost prima dată pomenită o presă în bază în Elveția. Ceea ce înseamnă că germenii de organizare existau deja. Deci, încetezind în alte organiziri, în sporn de Handwerker, Zodas im Zürcher 32 schon in Basel in der Schweiz die erste Erwähnung einer Zunft erscheinen ließ. In Ardeal, Sashi au venit deja cu ideea acestei organizări. Prima atestare este pe la 1350, în jur de 1350. Atestare de o breaslă, ceea ce înseamnă că un nucleu de organizare sau o idee de organizare a existat dinainte. Sigur că ei au preluat din zona lor, regiunea lor de origine, foarte multă organizare cu care au venit și s-au așezat în Transilvania. În Siebenbürgen este erste Zunft etwa 1350 etwa, genau, aber es ist unwichtig, das so ganz genau zu sagen. Und er ist in Klausenburg und das heißt, auch vorher waren die Keime dieser Organisierung. Und das ist selbstverständlich, weil die deutschen Kolonisten, die späteren Sachsen, die Bürger Sachsen, sind mit aller Organisationsformen und aus der Region, wo sie gekommen sind, haben sie es mitgebracht. Dar eu zic că e mai interesant să-i dăm drumul pe imagini și să vorbim pe imagini. Am intitulat despre dreptele sașilor artele, pentru că nu pot să am pretenția că vă voi spune tot ce se știe despre această organizare, despre aceste drepte. Vă spun în trecere acum că în Ardeal au fost la un moment dat, la 1350-1370, 19 drepte cu 25 de meserii, ceea ce înseamnă foarte mult și vă rog să nu mă puneți să vă spun care erau toate cele 25 de meserii și toate cele 19 vreți, pentru că vă spun de la început că nu aș putea să credeți. Poate ar fi, dar despre cele mai importante vom încerca să vorbim astăzi. Transilvania. Vreau să vă întreb, vreau știe man în vechi Deutsch cu... Dar și Deutsch vede? În vechi nicht, se spune viel leiter nur rumänisch. Când călătorim prin Transilvania, ne impresionează suprafață mică, adică oriunde te-ai găsi, ești înconjurat de dealuri. Un peisaj foarte variat, care nu se poate să nu îți facă plăcere. În goana călătoriei te întâmpină satele săsești, pentru că despre ele sau despre sași vom vorbi astăzi, foarte interesant și cu specific de organizare arhitectonică urbană, să zicem, sau rurală, înșirate casă lângă casă, cu front continuu. În orice anotim am parcurge
Transilvania, este frumos, de altfel toată țara este frumoasă. Pe mine însă, vorbesc din punctul meu de vedere, mă atrage mult mai mult un peisaj variat, în care să, poate în afară de munte, unde ai imensitatea care se stiră toată la picioarele tale, unde te simți așa o ființă destul foarte mică în raport cu imensitatea din jurul tău. Restul în peisajul transilvan cum să spun, ești înconjurat tot timpul de dealuri și parcă este mai aproape de dimensiunea ta. Satele pe lângă care trecem din pe copacii satului, dintre case, răsare câte un turn și atunci știm un turn mai puțin ascuțit și știm că acolo se găsește o biserică fortificată, în fiecare sat să se găsește organizate, așa zisul, stil franconic, adorțile care sunt din zi cu poarta din lemn până sus, până la poză, și toată gospodăria se întinde în adâncime, pentru că în felul acesta era mult mai ușor de apărat în caz de nevoie. Iar fundalul, aici în dreapta, se vede în prim plan, se construia șura, care era transversal. Deci, curtea unei gospodării era închisă pe toate patru părțile, la stradă de poartă și casă, în spate de șură. În spatele șurii se întindea grădina de lângă casă, ca să zicem așa. De lângă sate mai sunt și orașele Săsești, pentru că am putea afirma fără să exagerăm și fără să mințim că orașele din Transilvania au fost întemeiate de sași și de maghiari. Sibiu, Sișoara, Mediaș, Brașov, Cluj, Alba Iulia sunt așa cum au rămas astăzi, să zicem, miniere. Ruinele sunt impresionante, este văzut-o de mult acum. Întâmpină orașele cetăți. De exemplu, Sighișoara este un exemplu, cel mai bun exemplu de oraș cetate sau de cetate. Aici se vede pe arte dealul care se ridică deasupra pieții unde stăm noi. Este un oraș întreg. Sunt vreo 160 de case, este adevărat, nu sunt foarte multe, dar a fost un oraș foarte înfloritor și se mai păstrează și în zidurile sale, se păstrează o foarte mare parte. Da. Sighișoara avea 14 turnuri și bastioane și se mai păstrează astăzi 9. Unul din cele mai interesante, este turnul cositorarilor cu o formă foarte ciudată, cu o formă variabilă de la parter până la acoperiș, care are 4 tipuri de secțiuni. Sau turnul cuțat, care este simbolul Sighișoarei. Și deci toate aceste construcții trebuiau executate de cineva. Acei meseriași, sidarii, durghierii care trebuiau să facă acoperișurile, mai târziu zugravii, erau numeroși și
la începutul, sfârșitul secolului XIII, începutul secolului XIV, au început să se organizeze într-un fel pentru a, în primul rând, pentru a limita concurența și pentru a îmbunătăți calitatea produselor. Acestea erau principalele motive ale existenței prestelor. Pentru că prestele luau tot mai multă amploare și erau din ce în ce mai importante, adică o prestă cuprindea, o breasă, pardon, cuprindea din ce în ce mai mulți meseriași și pentru că la apărarea cetăților trebuiau să ia parte toți cetățenii cetății, turnurile de apărare, care erau puncte principale de apărare, au fost repartizate acestor preste. Am spus că primele documente care atestează prestele au apărut în jur de 1353, mai bine zis, pentru că în 1300, organizarea a fost dezvoltată foarte rapid și în 1376, exemplul acesta este turnul fierarilor în Sighișoara. Deci, fierarii din Sighișoara, organizați în breaslă, aveau datoria să întrețină, să repare și să apere acest turn în caz de asediu. Și așa se întâmpla cu fiecare. În Sibiu, un oraș mai mare, erau 19 turnuri și bastioane. Bastioanele erau niște construcții mult de o amploare mai mare decât turnurile. Vă prezint aici niște reproduceri după acoarele executate în 1810, la începutul secolului XIX. Eu nu am apucat să văd aceste turnuri și porți. Aceasta este poarta Cisnătiei. Cei care cunoaște Sibiu vă pot explica pe unde se găseau aceste porți. Ele au fost, tot ce o să vedem mai departe, demolate în secolul XIX, la sfârșitul secolului XIX, 1850-70, pentru că începuseră să zădărnicească traficul, accesul în oraș. Deci asta este poarta Cisnătiei, care se găsea unde este, cam unde este parcul Astra astăzi, în Sibiu. Cei care cunosc Sibiul cât bine, știu bineînțeles unde este, cei care și știu unde a fost poarta, cei care cunosc mai puțin, o să vă spun că parcul Astra este în centru, unde este hotelul Boulevard, și că vis-a-vis de acest parc este o parcare foarte mare, pe care nu se poate să nu fie marcat. Turnul se afla în capul străzii Nicolae Băcescu, iar unde este parcarea astăzi, era un bastion, era bastionul porții și Cisnătiei. Acest turn sau bastion reprezintă poarta Opnei sau Burgertor și lângă el, în dreapta, turnul acela rotund, era turnul Iezului. Acela mai există și astăzi, turnul Pulberăriei. Această poartă se găsea cam unde, sau mai bine zis, pe unde este poarta de intrare la Uzinele Independența, deci pe curtea Uzinelor Independența. Strada care merge de la Podul Minciunilor la Independența se numește Strada Opnei. E numită așa pentru că aici a fost tremend de lungată reședința sfatului orașului. Cu timpul orașele dezvoltându-se, au trebuit să apară cartiere noi și în afara zidurilor,
cetății, așa zisele orașe de jos. Și în Sighișoara era un oraș de jos, și în Sibiu era un oraș de jos. Pentru că în Mediaș, turnul Forteșăr, vis-a-vis de Catedrala Ortodoxă, era una din porțile orașului. Sau în Sebeșalva, un turn din turnul studentului, unde a fost prins într-o luptă cu turcii, studentul din Romoș, sau Rumeză, student, cum a intrat în istorie, a fost luat prizonier de turci, a stat vreo 17-20 de ani prizonier la turci. Cunoașteți că o comunitate când este mai înfloritoare, atunci își ridică și temple, biserici în cazul nostru, sau poduri mai mari, mai impunătoare, mai impresionante. Așa este Biserica Evanghelică din Sebeș, care este foarte impresionantă și este și mai impresionantă, o vedere laterală, este o biserică. Atunci mari construcții, sunt construcții care au rămas peste sute de ani, toate aceste construcții au cel puțin 500 și până la 700-800 de ani. Astăzi mai sunt 180 în stare mai bună sau mai puțin bună, dar care pot fi denumite biserici sau cetăți. Și de acest ansamblu de atâtea biserici fortificate și atâtea cetăți rurale este unic în Europa. Și poate chiar probabil că și în lume, fiindcă în afară de Europa sunt puține țări unde această arhitectură, acest mod de apărare a fost o asemenea dezvoltată. Sigur că pentru aceasta erau necesari meseriași. La construcția unei asemenea cetăți, biserici, contribuiau cel puțin trei meseriași. Erau zidarii, erau dulgherii care trebuiau să realizeze acoperișul, erau fierarii care trebuiau să realizeze grilajele, hersele, toată partea de fier a construcției. Deci, asemenea construcție impuneau un efort colectiv. Sigur că în timp s-au mulțit acești meseriași. Fiecare biserică, cetate are un specific, pentru că fiecare biserică și cetate s-a înscris în relieful locului pe care se află comunitatea și ar trebui să fie adaptată cel mai bine reliefului, pentru că numai astfel poate să reziste cel mai bine și să fie apărată. Când vă găsiți lângă asemenea cetăți ridicate de meseriași și sași, vă impresionează masivitatea, soliditatea construcției, deci calitatea mărfii, calitatea execuției, pentru că în final astfel se traduce faptul că ele au rezistat peste secole, adică a fost o marfă executată de meseriași și constructori de foarte bună calitate, lucru care era principiul de bază al vremurilor sușești. Pentru apartenența la o preajmă era o mândrie.
trebuia să fii un bun meseriaș ca să poți să spui că, ca să poți fi în primul rând mic într-o breasă. Din cauza aceasta, fiecare membru de membrii breaselor obișnuiau să-și arate această calitate prin niște semne specifice. De exemplu, pe fațadă era în tencuială executat un semn, cum este aici un semn de fier. Sau zidar, sau, de exemplu, acesta era un zidar care locuia în gospodăria respectivă, iar semnul, ornamentul de pe poartă, arăta că aici locuiește un zidar. În semnul unui dulier, la 1706, deci această ornamentație pe fațadă are deja 200 de ani. 300, pardon, da, 300 de ani. Pe lângă zidarii care executau zidurile, un lucru, să zicem, mai obișnuit, cu care omul se adaptează mai ușor, mai repede. Sigur, nu este ușor și trebuie să ai o îndemânare, o specializare ca să ridici un zid de 10-12 metri. Turnul bisericii din perspectivă n-a depășit 1500 de locuitori. Dar este o bijuterie de plastică, de sculptură în piatră. Nu numai acesta. Cheile de boltă și toată ornamentația din interiorul și exteriorul bisericii. Deci, aceasta este acum, de acum, altă vreastră, altă meserie. Meseria de pietrar și copitor în piatră. Un care a fost sculptor și a făcut multă obiect, multe structuri în Transilvania, sau Ulrich din Brașov, care a scutat acest ambon din piatră, multe amboane din piatră în bisericile sătești. Acesta este ambonul din Piertan și reprezintă trei scene din patimile lui Hristos. Deci Ulrich din Brașov. Sau ferestre în stil gotic, care sunt de asemenea o lucrare de mare bine, casa cu cariatide, pe strada Micropoliei, sau un portal de la 1652 executat de Elias Nicolae, în dreapta, între emblemă și 5, se vede un EN. Aici am ce înseamnă Elias Nicolae, unul dintre cei mai renumiți, el nefiind fiind, cum să spun, până la urmă acceptat sau încadrat, integrat în populația sosească cu Sibiu, el era însă din Slovacia. Pietre funerare au fost executate, o piatră funerară din cimitirul de la Cluj. Deci, în primul rând, piatra care era cea mai rezistentă, dar am spus că era nevoie și de lemnari, dulieri, tâmplari, adică oameni care să prelucreze lemnul pentru acoperișuri, mobilier.